Traficul greu de pe sectorul de drum național DN1 care trece prin localitatea Șercaia ar putea fi deviat pe două bretele ocolitoare, iar pentru realizarea investiției Primăria Comunei va solicita o finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Detaliile acestui proiect au fost prezentate de primarul comunei Cristin Elpaltin, care a precizat că cele două străzi pe care ar urma să fie deviat traficul greu vor avea o lungime totală de 8 km și se va intersecta cu drumul județean care merge spre Hălmeac și cu drumul național 1S, Șercaia-Hoghis. Am depus pe programul acesta Angel Salini două proiecte. Unul este modernizare de drumuri de interes local, de fapt tot ce ne-a mai rămas de asfaltat la nivel de comună, drumuri comunale, străduțe, la care intră și două bretele, a zice eu, a zis dumneavoastră ocolitoare, nu este vorba de ocolitoare la nivelul comunei Șercaia, este vorba de bretele, două bretele care scot o parte din circulație din comuna Șercaia pentru a lăsa locuitorii să desfășoară activitatea în liniște. E vorba de sunt 8 kilometri pe acest proiect de modernizat, cu un buget total de 10 milioane de lei, 10 milioane 900 de mii. Statul asigură 10 milioane 500 de mii, Consiliul Local 320 de mii, este contribuția Consiliului Local după nou regulament al acestui program. Mi se pare normal să participăm și Consiliul Local și Primăria în speță cu o sumă de bani la aceste investiții, pentru că chiar nu putem să stăm numai cu mâna întinsă și noi să nu participăm cu nimic. Pentru ocolitoarea satului Șercaia, Primăria Comunei a încercat să obțină o finanțare de la bugetul de stat și în anul 2019 prin Fondul Național de Investiții, însă această axă nu a mai fost operaționalizată de Guvernul României. Acesta nu este singurul proiect pentru care Comuna Șercaia va solicita finanțare prin programul Angel Salini. Am mai depus un proiect tot în această perioadă, este vorba de un proiect pe care l-am făcut. Este depus pe numele unei asociații, asociație făcută cu Comuna Șoarș, este vorba de un drum comunal DC14, Felmer-Hălmeag, pe care aș vrea să leg Hălmeagul și de o altă ieșire modernizată, pentru că el nu are decât o singură ieșire modernizată către DN1, Șercaia-Hălmeag, prin drumul județean, care aparține Consiliului Județean, 104, și aș vrea să-i fac o bretea de legătură spre Felmer, urmând în viitor, dacă vom fi sănătoși și vom mai fi pe funcții, să urmeze să fac și cealaltă legătură către Crihalma. Deși acest proiect are undeva la 12 km, cam în părți egale Șercaia cu Șoarșul, un pic mai mult Șoarșul cu 6,38, noi 5,89 km, un total de 24 de milioane de lei, dintre care contribuția statului 23 și noi aproape 300 de milioane.